Dacă vă gândeați, ce să citesc eu oare? Astăzi avem noi soluția pentru dumneavoastră, pentru că e miercuri și bunul nostru prieten Vitali Răilanu vine cu siguranță cu recomandări de nota 10. Bună dimineața și bine ați revenit! Bună dimineața, Daniela! Bună dimineața, dragi telespectatori! Noi vă întindem în fiecare miercuri mâna și în felul acesta vă oferim cărți care probabil că sunt aproape sufletul dumneavoastră. Vorbeam într-o emisiune precedentă că poezia domină în acest spațiu cultural românesc, dar proza, fără îndoială, că este în imediată apropiere prin faptul că devine tot mai confirmabil și este pe masa lecturii cititorului acestui început de mileniu 3. Printre deosebiții prozatori ai noștri, deci este scriitorul, eseistul, editorul Ioan Mânăscurte, despre care am mai vorbit, oferindu-vă și alte volume semnate de dumnealui. Iar astăzi am venit, iată, cu acest volum de proze despre fiare și oameni. Așadar, atent, deci este un titlu sigur, prin care deci autorul încearcă și reușește destul de bine, cel puțin pe mine deja m-a convins, prin metafora pe care a ascuns-o, să fie foarte atent pe această metamorfoză om și probabil că încă ceea ce vine de undeva de natură. Așadar, despre fiare și oameni. Un volum de proze, 8 proze la număr, care surprind o perioadă îndelungată a istoriei noastre, contemporană fără îndoială, cu o galerie deosebită de personaje, parte din ele le putem recunoaște foarte atent, fiindcă Ioan Mânăscurte mereu a știut să îmbrace în haina scrisului personajele sale devenind autentice. Nu în zădar, academicianul Mihai Cimpoi, prefațătorul acestui volum, vine și sugerează următoarea idee. Am putea spune că Ioan Mânăscurte scrie, dar totodată meditează asupra rostului și statutului estetic și existențial a scriturii. Face, adică paraliteratură, metaliteratură, transliteratură, așadar în stil flaubertian. Iată de ce vom rămâne tentați, așa să fim foarte aproape de volumul acesta, știind că a avut și un debut foarte reușit cu un volum de dialoguri și proză scurte, noi și gândurile noastre, apoi a urmat Bărbații Universului și fără îndoială că romanul Artefact, în viziunea mea, unul din cei mai bune, deci scrise science fiction de la noi, și zic această frumoasă ofertă pe care o face autorul, o să vă surprinde, așa precum ziceam, prin galerie de personaje. Ivan Dimitrici Ceban sau Ghide Ceban. Mulți scriitori, filologi își vor aminti, Jupânul Monea, apoi Scipione Bahnaru și Vasile Pavlovici Coroban. E un personaj autentic, așa, e vorba despre biografia maestrului Vasile Coroban și, cum zice academicianul Mihai Cimpoi, cărui s-a părut că autorul s-a împotrivit poate a configura un personaj oarecum împrumutat acesta, dar suficient de sturlubatic ca să ilustreze teza cu viața ca teatru. Deci în felul acesta este o continuitate. Personajele, dragi prieteni, acestui volum de proze reprezintă un moment, am putea spune, destul de captivant și totodată ține de însușirile morale ale omului, care fac nu odată, îl obligă pe cititor să simtă acest contratimp, dar un contratimp fertil, caracteristic prozei lui Ioan Mânăscurte. De ce? Fiindcă autorul este un autor constructiv, un autor atractiv. Prozele, în prozele lui Ioan Mânăscurte domină glasul, vocea stăpânită a limbii române. Sunt niște lecții de suflet pe care trebuie să le însușim atunci când citim cu mare luare aminte. Lapidare, dense, în drept structură, scrise cu mult sentiment,
proza lui Ioan Mânăscurte rămâne a fi indiscutabil una din cele mai bune și este un dar adus cititorului, fiindcă un povestitor înzestrat, precum este Ioan Mânăscurte, fără îndoială că este cel care întrevede aceste porniri ale noastre intelectuale de a lectura. Nu uitați, noi devenim cărțile pe care le citim. Și am putea să ne regăsim cumva în una dintre cele 8 proze inserate în acest volum semnat de Ioan Mânăscurte. M-am prins la idee că în toate metaforele, multitudine de figuri de stil pe care le găsim în romane, în poezie, nu contează, până noi deslușim ce a vrut să zică eu liric sau autorul, trebuie să ne concentrăm foarte mult ca să înțelegem și ce scriu prefațatorii, academicienii, colegii. E un schimb de figuri de stil acolo. Este o avant-premieră și atunci noi foarte ușor intrăm în haină personajelor, în felul acesta, dialogând cu ei, continuând poate în unele cazuri chiar gândurile pe care încearcă să le emane și totodată completându-l pe autor. De ce? Fiindcă noi ne citim cu ochelari deschiși și în felul acesta devenim spectatorii, dar totodată suntem cei care completăm în mod deosebit decorul lecturilor pe care le facem. Așa este, într-adevăr. Noi vă mulțumim tare frumos pentru această recomandare.